Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața și bine ați venit în arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. E foarte cunoscut deja și exploziv cazul reținerii de către DNA a antrenorului Victor Pițurcă și a directorului companiei de stat Romarn, de compania strategică a statului român, Gabriel Țuțu. Cei doi au fost reținuți ieri pentru afaceri în pandemie cu utilaje care ar fi trebuit să producă niște măști, utilaje care erau neconforme. Și la rândul lor nu e vorba doar de utilaje, ci și de niște măști pe care directorul companiei Romarm, în schimbul faptului că a închis ochii că se ia utilaje neconforme în valoare de aproximativ 2 milioane de euro, avea și el un prieten cu măști, spune DNA, neconforme la rândule, care trebuiau livrate mai departe în Ministerul Apărării și a vorbit cu firmele de la care a cumpărat respectivele utilaje, să le bage în sistem prin în sistemul Ministerului Apărării, practic prin firmele respective care asta făceau, comercializau măști. Asta e pe scurt cazul care se vede. Acum, ce nu se vede și ce nu se știe încă într-un plan foarte larg al societății, povestea aceasta din reținerile au avut loc în ianuarie 30 ianuarie 2023, da? A fost descoperită de către două jurnaliste, e vorba de Adriana Oprea și Mirela Neal, care au primit un pont în februarie 2022, deci acum un an de zile, că Ministerul Apărării, care era într-un proces cu niște producători, de fapt firme, nu erau producători, erau firme care livrau măști neconforme, care nu filtrau germenii, și care fuseseră distribuite imediat la începutul stării de urgență în spitalele Ministerului Apărării Naționale, au oprit procesul respectiv. S-a înțeles cu firma. Și foarte curioase, spun, pontul era, aveți grijă că acolo ceva necurat încercați să găsiți, el au mers la arhiva tribunalului și au descoperit că, într-adevăr, firma respectivă care era a băiatului lui Victor Pițurcă, livrase măști neconforme, sute de mii de măști în spitalele MEAPN, despre care medicii în aprilie 2020, deci vorbim despre, nu, când a fost starea de urgență? 2020 în primăvară, nu? Da, în februarie 2020, nu martie 2020. Martie-aprilie, în perioada aia. Martie-aprilie, da, exact. Ne jucăm și noi cu lunile cum se joacă oamenii ăștia cu zecile de milioane și cu, până la urmă, sutele de mii de măști și cu viețile oamenilor care au fost în spitale, ale personalului medical. Numai că noi greșim o lună, ei greșesc, iată. Bun, și ajungem și situația, ele pur și simplu au fost șocate pentru jurnaliste, pentru că au văzut că după ce s-a descoperit că măștile sunt neconforme, după ce au dat la un institut total Ministerului Apărării, aceste măști au fost cercetate, după ce MEAPN dă în judecată firma și cere banii înapoi, că discutau despre foarte multe milioane, la un moment dat MEAPN vine și spune măștile sunt conforme, ne retrage plângerea și nu mai avem niciun ban înapoi. Și au început de aici, au început să se rostogolească lucrurile, întrebările, cine face așa ceva, cine e atât de influent în... Bun, una dintre influențele majore este clar a cui a fost în momentul ăsta, domnul Gabriel Țuțu, reținut ieri împreună cu Victor Pițurcă, care era directorul companiei naționale strategice a României, Romarn. Romarmul nu e o clădire. Romarmul are în subordine cam peste 10-12, bine că mai sunt funcționale, că ele numără, fabrici de armament din România, cum ar fi fabrica de la Cugir, celebra fabrică de la Tohan. Știți povestea cu Tohanul, că se făceau biciclete și ieșeau tot mitraliere. Dragomireștiu, Făgărașul, deci toate astea, plusul de cercetări, sunt în subordinea Romarm. În fruntea Romarm este numit un om care a lucrat la SRI și a făcut masterul la Academia SRI și care, iată, nu doar că lua mită pentru că încărca armata română cu niște utilaje care aveau să producă măști fără nicio eficiență, dar mai strângea și prietenii după el
în combinație, că măștile n-au putut să fie, n-au putut fi produse niciodată și pentru că nu au mers utilajele. Dar niște măști, între ghilimele, ucigași, au fost băgate totuși în sistem pentru că el avea prieteni și ruga firmele pe care el însuși le avantaja să ia și sute și sute de mii de măști de la prietenii lui care erau aduse din China și neconforme de asemenea. Atât personajele, asta e povestea și poate că totuși DNA și alte instituții ale statului român nu se opresc aici. Pentru că, încă o dată, nu de capul lui, directorul Romar, că nici n-avea calitatea asta, a oprit acest proces. Altcineva a hotărât ca acest proces să se oprească și din el puroi a izbucnit și s-a ajuns la cazul care, într-un fel, șochează azi România. Auzi, mă, Cătălin, scuze-mă, dacă mai e un minut 20, dacă ne mai dă domnul Zafiu, dar nu se pare că noi suntem șocați așa în mod periodic, firar să fie, cu șefi de instituții mari care se ocupă de achiziții în țara asta și care, ce să vezi, cam la un an, doi, odată descoperim că sunt niște șpăgari nenorociți. Toți ăștia care sunt numiți politic, îl avem acum pe neațuțul ăsta de la Romarm, nu? Care, sigur, el o fi dat vreun concurs de manager să se angajeze acolo? Nu, ăștia sunt numiți. Mai în urmă cu 2 ani, nu? Cine? Ionel Adrian, ăla de la Unifarm, nu? Și ăla, mită, un milion de euro. Cât n-a avut nimeni, Adrian a avut pe mână, când n-a avut nimeni niciodată în statul român în achiziții, indiferent. Așa, Adrian Ionel. Bun. Jumătate de miliard de euro. Mai devreme, achiziții la CNAS, acolo la CNAS, la un moment dat era o colecție întreagă de șpăgari pe zeci de milioane de euro. Duță, cum îl chema? Pe fostul șef, Lucian Duță, nu? Mită, vreo 6 milioane de euro. Înaintea lui, alt șef de la CNAS, unul, Ciurchea, nu? Și ăla, tot așa. Deci sunt dați în judecată acum. Toate aceste instituții care sunt controlate de partidele aflate la putere, care își numesc acolo politic șef, să o spunem pe față, ele sunt după aceea vămuite, dijmuite de acești șefi, care îmi imaginez că nu țin banii doar pentru ei, că trebuie și ei cumva să răspundă, să se revanșeze față de cei care le dau acces la asemenea borcane cu untură și miere și lăptic dulce, nu? Așa e, și mai e totuși o instituție, sau mai sunt instituții în afară de partide, adică mai sunt și serviciile secrete. Hai să spunem și pe asta, e un subiect pe care nu l-a evitat niciodată și e foarte bine că nu trebuie evitat. Cred că din toate numele pe care le-o știți, cu excepția lui Duță, care era medic, toți ceilalți, începând cu Țuțu, Adrian Ionel și toți ceilalți, erau fie foști ofițeri ai Serviciului Român de Informație, ai altor servicii secrete din România, fie absolvenți ai școlilor de master sau doctorat din academiile acestor instituții. A calculat toată Valeriu Nicolae, pe un eșantion, evident, nu putea să calcule, foarte greu de calculat pe toți absolvenții, dar pe un eșantion, exact cum ai făcut-o acum, Vlad, de oameni care au avut probleme legale, trimiși în instanță sau chiar condamnați unii în închisoare. Peste 60% dintre ei erau absolvenți ale academiilor, instituțiilor de forță din România. Păi ce selecție? Asta e o selecție de bandiți, nu? Adică totuși instituțiile astea au responsabilitate pentru ce oameni pregătesc. Sigur că teoretic nu e vina lor că după aia au făcut ceva. Dar apropo de întrebarea ta, dacă a dat un concurs, păi concursul cred că se dă la academiile astea, că se vede treaba că aproape n-ai nicio șansă să conduci o instituție mare de stat și strategică. Deci omul ăsta se ocupa teoretic de veghea de toate producțiile române de armament, care nu sunt puține, da? Exact. Într-o perioadă ca asta, când armamentul înseamnă ce înseamnă, da? Ăsta a fost concursul lui. A fost înainte în SRI și după aia și-a făcut masterul la Academia SRI. Uh-huh. Și a intrat unde a intrat. Cred că greșeala multor dintre concetățenii noștri este să consideră că dacă nu se vede, atunci nu e corupție. Că e corupție în instituții care sunt supuse monitorizării publice, descoperim în permanență cazuri de corupție, de achiziții cu cântec și așa mai departe, în instituții care totuși sunt obligate prin lege să aibă o anumită transparență. Și atunci lumea spune, uite ce corupți sunt ăștia. Dar mă întreb, în instituțiile care nu sunt, adică ce, care sunt totalmente opace, care sunt supuse absolut formal, să o spunem pe a dreaptă, controlului parlamentar. Vă imaginați ce control parlamentar face Comisia Parlamentară de Control a SRI asupra SRI?
și asupra celorlalte servicii secrete din România. Și până la urmă, și cu asta... Mă întreb ce este acolo, dacă stai să te gândești la corupție. Iar apropo de academiile, serviciilor secrete care sunt subiectul adică sunt pepinierea de subiect a Emiliei Șercan când vine vorba de furt de titluri de doctor. Ce cangren o fi acolo, de fapt? Vă puteți imagina? Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan, pentru intervenție. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.